Hai să construim! De ce nu-mi răspunzi? Unde vă ascundeți? Mi-ai luat și geaca, nici măcar nu ne-ai întrebat dacă poți să ne iei gegile pe bune. Mamă, de când mi-am dorit un cojoc, Bote, de când te-am văzut cu cojocul ăsta, mi-am dorit să-l am pe mine și să mă arunc în zăpadă cu el. Zici că ești Babadochea în această dimineață. Stai puțin. Bine, Babadochea avea 7 cojoace, tu ai vreo 3. Ah, gata! Mamă, ce fac. Ce frumos este! Ia! Deci, atentă. Dragii mei, sunteți bucuroși că a venit zăpada? Deci să-i puți, prima geacă este a ta, a doua Natalia, a treia mea, ca să nu cumva să-ți murdărești tu sau să-ți uzi tu geaca, băi! Stai puțin! Băi, ce personaj ești! Răzvan! Faci și tu un om de zăpadă, măcar dacă te-ai dus afară? Hai afară la zăpadă, să știți că sunt foarte fericită, am impresia că vine Crăciunul și nu prea am vești bune pentru voi, chiar dacă este zăpadă afară și ne doream de mult acest lucru, să facem și noi un om de zăpadă, viscolul nu ne lasă și este foarte ger, cod portocaliu și galben de zăpadă, minus 11 grade și minus 20 de grade, vai, deci este atât de frig, dar la București întâlnim astăzi minus 8 grade. Mi-a venit zăpadă în față. Minus 1 grad la Constanța, Răzvan, dacă vrei să te duci la mare. La Bacău sunt minus 11 grade. La Oradea minus 2 grade. La Timișoara tot minus 2 grade, la fel ca și la Oradea. Și la Cluj minus 4 grade. Dar să știți că eu rămân aici, că este foarte frumos, mai ales că sunt îmbrăcată bine, Răzvan. Păi tocmai, dar eu vreau să faci un dans al tău, așa, în zăpadă și te spune și Zoia acum o piesă. Hai să te vedem, Raluca. Hai. Fă un dans al zăpezii. Sexy, marca Raluca Dumitru. Stai.